Bună dimineața! Hai să vedem micul dejun. Deci cam acesta este micul dejun standard. 3 ouă, avocado. Ăștia sunt niște cremvuști vegetariani cu pâine și de semințe și de cereale. Muștar, un pic de suc, foarte un pic, că este cam dulce. Bineînțeles, cafea. Aici avem peanut butter și niște gem. Bun, încep. Și am scos motorul puțin la plimbare. Hai să mergem! Aici, în acest parc, am mai filmat. Aici este un fel de lac cam așa mai eșuat și văd că s-a transformat în patinoar. Foarte bine, mulți copii cu un fel de săniuțe. Iar acolo, doi domni dansează ceva dans modern. Bravo lor! Bun, deci am condus așa Luda și am ajuns la ceva hală. Nu știu ce este aici, mă duc să mă uit. Cred că e ceva magazin angro. Da, e clar, este un magazin angro, dar este gol. Deci văd că doar câteva magazine sunt deschise. Mă plimb un pic să văd ce este. Uite aici ceva, pictură și caligrafie. Bun, hai să ne uităm așa, de jur împrejur. Aici chiar în colț vând niște tablouri, pictură chinezească. Asta va fi popular anul viitor. Anul acesta este anul bivolului, anul chinezesc. Și din nou picturi tradiționale chinezești, foarte frumoase, dar este închis. Bun, iar aici un fel de, fii atent ce frumos, un fel de ceainărie. Deci mobilă de ceainărie. Foarte fain. Foarte frumos. Așa, tipic asiatic, japonez, chinezesc. Cred că este o firmă de construcții, că au aici ceva catalog pentru inspirație. Aici un magazin care vinde chestii, minunății religioase, statuete, Buddha, bățigașe parfumate, statui mai mari, amulete, tot felul. Și mai în jos, ce mai vedem? Din nou, un magazin de, cred că aici fac rame. Da, și vând și tablouri. Rame și tablouri. Și mai picturi europeană, dar văd că au și picturi chinezești și caligrafie. Îmi place. Aici din nou aceste ceainării. Foarte, foarte frumos. Aici niște geamuri de ceainărie. Ce-l-ai? Aici se vinde ceaiuri. Da, magazin de ceaiuri. Văd că nu-i nimeni aici, nici măcar vânzătoarea sau vânzătorul. Deci ceaiuri și
chestii pentru ceaiuri. Din nou, rame. Din nou, rame. Tablouri chinezești. Foarte frumoase. Acolo niște tablouri cu bambus, îmi plac mult. Așa. Din nou nu e nimeni. Iar mai încolo, din nou, tablouri și aici acvarii. Vedem ce niște peștișori frumoși și acvarii de toate mărimile. Acvariile astea sunt cam imense. Din nou, tablouri. Pești, ăștia koi fish, pești în ăștia asiatici, mai tradiționali, din nou acvariu, tablouri, bun, deci clar în această zonă sunt chestii de tablouri și așa ceva, mari, frumoase, hai să vedem cât costă unul. Unul costă, deci prețul inițial 8600, acum este la discount 5900 de yuani. Așa. Și niște pick-up-uri tradiționale acolo. Aici din nou tablouri așa cu tot felul de decorații. Astea nu prea îmi plac. Din nou tablouri. Bun, deci este clar. Totul este tablouri aici. Acolo o pictură cu marele zid chinezesc. Și aici, din nou, tablouri. Bun, peste tot locul, tot tablouri. Și chestii din lemn. Deci, astea sunt pentru greutăți, pentru pictură sau caligrafie. Și un fel de mătănii, 10 ioani. Astea mai mari sunt 20. Niște statuete din lemn, cutii din lemn. Hai să vedem dacă o putem deschide cu o mână. Cutii pentru bijuterii. Rafturi pentru decorații. Rafturi pentru ceaiuri, vaze chinezești și decorații chinezești și asta e tot. Mai este aici încă un magazin deschis. Din nou este un magazin cu fel de ceainerie. Deci astea bănuiesc că sunt pentru decor. Bun, deci am scos motorul la plimbare și am găsit această hală de chestii relativ tradiționale chinezești. Îmi plac foarte mult tablourile și aceste căsuțe pentru ceai. Bun, asta este. Cam acesta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Pe mâine. Ciao.